Bine v-am regăsit la Business Express. Vă propun astăzi să vorbim despre vacanța de iarnă, despre destinațiile preferate de români, dar și despre faptul că agențiile de turism au lansat deja oferte pentru vara anului viitor. Alături de noi este domnul Martin Bicfalvi, managerul unei agenții de turism. Bună ziua! Bună ziua! Domnule Bicfalvi, cum arată cererea turiștilor români pentru sărbătorile de iarnă și vacanța care le însoțește? Comparativ, de exemplu, cu anul trecut. Încă nu putem face o comparație pentru că este prea devreme. Noi nu de mult s-a început ofertarea pachetelor turistice de iarnă. Sigur, acum, prima dată, oamenii se gândesc pentru cumpărături. Avem câteva programe pe cumpărături cu autocarul Budapesta-Viena și avem câteva cereri, deci câteva curse se vor face. Dar un fel de city break-uri. Un fel de 3 zile pentru cumpărăturile pentru sărbători. Vorbim înainte de la începutul lunii decembrie. Iar cererile pe schi sau pe Revelion, Crăciun, Revelion, încă nu sunt foarte multe. Sigur că sunt. Dar aici e oarecum o atitudine diferită a turiștilor străini față de cea a turiștilor din vest. În general, turiștii din vest, în momentul în care și-au încheiat vacanța de vară, se orientează pentru locul în care își vor petrece vacanța de iarnă, dacă vor avea o astfel de vacanță. Și, practic, încep să-și rezerve locurile pentru iarnă încă de la sfârșitul verii. Au început și la noi turiștii care deja știu din timp și nu au probleme cu serviciu și cunosc foarte bine programul pe termen lung, că își pot permite să meargă la o dată fixă. Numai la noi nu este chiar așa de certă data respectivă și pot intervine niște modificări, dar sunt și la noi, dar nu mulți. Nu mulți. Deocamdată toată lumea v-a dat seama că criza a afectat și este în continuare, simțim efectul crizei. Ei merg în concediu de vară, așteaptă puțin, încearcă să adune niște bani și dacă reușesc și au șansă să meargă și de iarnă, atunci vin să fac rezervarea, deci nu merg pe așa la nimereală sau la întâmplare. Cam când ar fi perioada când agențiile de turism sunt luate cu asalt de acești turiști care își dau seama că își pot petrece și vacanța de iarnă undeva, fie în România, fie în altă țară? Noiembrie, deci da, pe ultima sută de metri. Exact. Iar ca și destinații, cei care au apelat deja la agenții de turism, ce fel de destinații preferă, interne sau externe? În zona noastră, doamna Transilvania, să știți că preferă destinațiile externe și cel mai cunoscut și cel mai bun, privind prețul, raport calitate-preț, este Austria și cel mai cerut. Sigur, mai sunt cereri pe Bulgaria. Bulgaria a făcut, mă rog, s-a dezvoltat foarte mult din punctul ăsta de vedere. Oferă pârtii de schi foarte lungi, domeniul schiabil foarte frumos, foarte bine amenajat. Din păcate, în ultima vreme, anul trecut deja am avut sesizări de la turiști că se aglomerează. Nu mai pot face față la transport cu autocarul, cu basul de la hotel până la pârtie. Și de la pârtie, baza pârtiei sus pe pârtii, transportul pe cablu este aglomerat. În schimb, serviciile sunt foarte bune. Da, iată, vedem, Bulgaria ne-au luat-o în față și în ce privește litoralul. Acum ne fac concurență și în cazul vacanțelor de iarnă. De ce nu putem să concurăm cu vecinii bulgari, pentru a nu vorbi cu austriecii în cazul vacanțelor de iarnă? Este greu de spus. Sunt foarte multe lucruri, foarte multe probleme. Noi nu avem un proiect sau un proiect care să-l ducem până la capăt. Și aici putem aminti și Transalpina, nu? Despre care am vorbit și despre emisiunea trecută și da. Am spus că este un proiect început, finalizat în proporție de 92%, iar din 2012 nu s-a mai alocat absolut niciun ban pentru acesta. Calculele la noi de obicei se întâmplă hei, rup, facem și nu știm care sunt implicațiile pe orizontală, pe verticală, ce ar trebui să facem, cât ne costă, avem sau nu avem sursă de finanțare și pățim ca și în Transalpina. La fel s-a întâmplat și la noi. Să fac niște investiții minore, mai facem câteva ceva, mai facem câte ceva și nu reușim să facem cum a făcut Bulgaria. În câțiva ani au făcut un domeniu schiabil foarte mare, foarte bine dezvoltat, foarte bine pus la punct cu toată infrastructura necesară, iar la noi mai facem câte puțin în fiecare an. S-a vorbit mult de acel master plan în turism, care ar trebui tocmai să identifice aceste priorități. Ei, vedem, vine câte un ministru, când se schimbă ministrul, se schimbă automat și prioritățile.
putem în acest caz să înaintăm, să facem și noi concurență bulgarilor până la urmă, austriecilor, să atragem turiști din Ungaria sau din alte țări? Este imposibil așa. Vă dați seama că și ce s-a început nu s-a finalizat. Vorbim acum, iar revenim la Transalpina, nu? Nu s-a finalizat. În 2012 s-a întrerupt finanțarea. Și sunt alte proiecte de genul ăsta. Ori cu pârtii de 500 de metri e greu de crezut că poți atrage turiști străini. Astea sunt pentru copii, pentru locale, pârtii locale, 500-600 de metri sau 800 de metri. Sigur că cu aceste pârtii nu putem atrage turiști din străinătate, nici măcar de la distanțe mari din România, pentru că nu merită să meargă din nu știu de unde să vină la pârtii de aceste dimensiuni. În schimb, sigur, cea mai căutată domeniu sau zonă de schi este predealul Sinaia și Poiana Brașov. Unde vedem cu toții o aglomerație extraordinară în fiecare weekend. Practic sunt luate cu asalt aceste pârtii de către locuitorii atât ai zonei respective, cât și chiar de bucureșteni sau de locuitori ai Transilvaniei. Da. Revenind însă la Austria, cum se explică faptul că Austria este o destinație preferată de români, pentru că și este considerată și o destinație ieftină până la urmă, pentru că totuși să nu uităm, vorbim despre Austria, nu despre Grecia sau Bulgaria, care au cu totul alt nivel de trai, alte prețuri. Da, am amintit adineori că este raport calitate-preț și servicii este cel mai bun. În Austria să știți că sunt și posibilități de cazare ieftine. Vă dați seama că de la 17-20 de euro pe noapte cu mic dejun pentru o persoană, se poate găsi deja cazare. Mulți se duc, nu au dorințe de 4-5 stele sau nu știu ce fel de lux, sau chiar foarte aproape de pârtie, pentru că se asigură transport de la diferite locuri sau hoteluri până la baza pârtiei. În schimb, este un pic mai scump ski pass-ul. Și atunci oamenii fac un rabat la condiții de cazare și mai bine se duc la niște niște condiții mult mai bune decât în România și preferă Austria. Spuneați despre prețurile din Austria care pornesc de la 17-20 de euro de persoană. Cam unde ajung prețurile în România pentru o stațiune montană în perioada vacanței de iarnă? Sigur, și aici se pot găsi la pensiuni pe două margarete, de trei margarete, fără condiții nu știu cât de bune. Dar dacă facem un pachet de servicii turistice similare la hotel, la condiții, la cazare și masă și toate astea, să știți că am constatat că este mai scump în România. Cum se explică acest paradox până la urmă? Nu avem pârtiile austriecilor, dar avem prețuri mai mari decât ei. Se explică din faptul că nu avem... Deci sunt foarte puține hoteluri, foarte puține posibilități de schiat în România și atunci oferta este mai mică decât event, mă gândesc, cererea. Sigur, și aici, la aceste pârti, cererea este de weekend. Deci nu vorbim de toată săptămâna, cu pachete de 6 sau 7 nopți. Aici mergem pe joi, vineri, sâmbătă, duminică. Da. Și de sărbători, știți, deci... Și atunci aici, când toată lumea vrea să meargă, atunci acolo sunt prețurile mai bune. Și practic, hotelierii își pun prețurile respective pentru a-și acoperi veniturile și pe perioada săptămânii, când probabil gradul de ocupare scade semnificativ. Sigur. Ați amintit de Austria, de Bulgaria ca și destinații preferate. Ce alte destinații s-ar mai preta pentru vacanțele de iarnă? Este Slovacia, în Tatra, și Serbia. Iar aici prețurile cum ar fi? Prețurile sunt mai mici. Mai mici și față decât la noi, mai mici și față de din Austria. Dinspre prețurile mici, să trecem și spre prețurile mari și să vorbim și despre destinațiile exotice. Aveți cerere pentru astfel de destinații din partea unor turiști români care vor să scape de frigul iernii și să meargă să facă plajă, eu știu, pe ceva insule? Da, dar asta în mod special pentru Rebelion. Este vorba de Kenya, de Mauritius, Thailanda. Cam asta. Iar ca și prețuri aici, despre ce prețuri începând vorbim? De la 1300 de euro până la 2900-3200 de euro. Deci, practic, această exoticitate, să spun așa, se plătește și se plătește destul de bine. Distanțe mari, costul biletului de avion este foarte ridicat
Și sigur, și servicii sunt mai scumpe, dar în preț, în prețul pachetului, transportul este destul de mare. Da, am vorbit de vacanțe la malul mării, să vorbim și despre ce a fost anul acesta pe litoralul Mării Negre. Cum a arătat litoralul Mării Negre și cererea pentru el în acest an? Litoralul Mării Negre a cunoscut o creștere destul de substanțială față de anii precedenți. Din păcate, încasările sunt mai mici față de anul trecut. Iar numărul de turiști a crescut, numărul de nopțări a scăzut. Una peste alta, să zicem, litoralul a mers destul de bine, să chiar foarte bine, putem spune. În mod special, Mamaia. Acele programe, acele show-uri, acele activități organizate de către Primăria Constanța în frunte cu primarul Mazăre au atras destul de mulți turiști. Ne place circul, deci să înțeleg. Practic, am copiat iarăși ceva din Brazilia cu acele care alegorice, am transpus în România, bineînțeles, la o altă scară, dar totuși ne plac și astfel de spectacole. Sigur, și este un mod de a distra, îți petrece timpul, să zicem așa. Vedeți că au pus și niște postamente sau ridicate în care toată ziua fetele au dansat pe muzică, pe plajă și a fost o priveliște probabil pentru bărbați atrăgătoare. Ce se întâmplă cu sudul litoralului? Mamaia a fost în ultimii ani sau a devenit în ultimii ani o țintă predilectă a turiștilor români. Însă ce se întâmplă cu stațiunile din zona sudică a litoralului? Hai să zicem, putem spune că este în devenire. Acolo este un alt proiect care se va orienta către familii, către copii, către oameni mai în vârstă, nu pentru cluburi, all inclusiv, condiții de joacă pentru copii, piscine pentru copii, mai mult pentru așa ceva se vor orienta. Am înțeles că se orientează pentru acest segment. Aici, există cerere și pe acest segment? Sigur, sigur. Aici, Mamaia, vedeți, au fost pentru tineret, pentru distracție, cluburi. Da, un alt program al hotelierilor împreună cu ANAT, al hotelierilor de la Marea Neagră, a fost Litoralul pentru Toți. Ce rezultate a avut acesta în acest an? A fost perioada din primăvară, de dinainte de sezon, și perioada de toamnă, de după închiderea sezonului estival, când vremea chiar nu a mai ținut cu hotelierii. Da. Da, la deschiderea sezonului a fost destul de multe cereri, deci a fost un succes. La închiderea sezonului, în schimb, datorită vremii, frigului care a venit foarte rapid, foarte repede, nu s-a mai cerut. Va continua și anul viitor acest program? Sigur. Da, iar referitor la prețuri, în cadrul acestui program am văzut prețurile au fost mult mai mici decât cele practicate în sezon. Da. Ne putem aștepta ca prețurile să rămână la același nivel și în acest an și anul viitor în privința litoralului pentru toți? Noi dorim să fie la același preț. Nu știu cum se vor încadra hotelierii. Probabil că va fi o mică creștere, dar încă nu s-a hotărât. Oricum, în perioada de târgui de toamnă, în care se vor lansa pachetele pentru vara anului viitor, o să putem afla exact care sunt influențele asupra prețului. Vor apărea și în cazul contractării vacanțelor cu mult timp înainte acele oferte early booking și pentru litoralul românesc? Sunt, sigur, sigur. Sigur. Și sunt și denumite early booking, super early booking, turbo early booking, care cei care fac rezervări de acum pe anul viitor în vară, pentru vacanța de vară, au reduceri destul de mari sau chiar cu o sumă foarte mică pot să facă aceste rezervări. Până la nivelul sumei de 25 de euro pot să facă deja rezervă pe anul viitor și sigur cu plata eșalonată în rate până la plecare. Da, și reducerile cam de ordinul cărei până în 35%. Și până în 35%, da. Cu condiția să-ți rezervi vacanța de vară din această toamnă. Exact. Și nu ai posibilitatea de a modifica dată, de a modifica nume. Exact, de a asta vreau să vă întreb. Care ar fi riscurile, să explicăm potențialilor turiști, care ar fi riscurile la care se expun în momentul în care optează pentru acest early booking? Păi riscurile sunt că el trebuie să fie foarte sigur că va pleca la data respectivă, la hotelul respectiv și el în persoana care a plătit pachetul, pentru că s-a făcut rezervarea, pentru că nu, sau se pot face modificări, dar cu costuri. Și atunci nu mai este early booking.
Deci, practic, trebuie să fii sigur că îți poți lua concediu, să te rogi, să nu te îmbolnăvești în perioada respectivă. Acele asigurări Storno se decontează și se aplică și în cazul early booking-ului. Sigur. Deci pot să-și facă astfel de asigurări și cumva să se protejeze, sigur, măcar parțial de... Noi recomandăm turiștilor să-și facă asigurarea Storno, sigur. Da, pentru hotelier, de ce este avantajoasă această campanie de early booking? Pentru că oamenii, când văd astfel de reduceri, își pun problema ce stă în spatele lor până la urmă. Este nevoie de bani de cash în perioada de iarnă, perioada de toamnă-iarnă, până în primăvară, când se fac renovările la hoteluri și au nevoie de acești bani. Acum, sigur că reducerile sunt făcute diferențiat la fiecare hotel, după, în funcție de posibilitățile hotelului. Și să știți că nici hotelierii nu vor să vândă toate pachetele sau tot hotelul pe toată perioada de vară la early booking. Adică sunt mai rămân și locuri pentru limitate, locuri limitate și mai rămân și pentru vară cu prețul integral. Da, la ce să ne așteptăm pentru sezonul estival 2013-2014? E greu de estimat. Noi așteptăm să se cunoască o creștere, oarecare creștere. Se vorbește cum ieși din 2014, începem să facem pași spre ieșirea din criză, să oamenii să aibă încredere în viitor, adică în sensul că chiar vom face acești pași pentru a ieși din criză, să-și permită să facă o vacanță mai lungă, sau chiar două vacanțe pe an. Prețurile, așa cum am spus, sperăm să rămână la nivelul anului 2013. Iar în privința calității serviciilor, mai este loc să se îmbunătățească aceasta? Bineînțeles, mai ales la noi în România, mai este loc, da. Da, cu atât mai mult cu cât la unii hotelieri există o mentalitate potrivit căreia aceștia încearcă să atragă turistul odată, îl face să plătească sume deloc mici, iar după aceea nu-l interesează dacă respectivul turist va reveni sau nu la hotelul lui. Până la urmă, pe termen lung, o astfel de atitudine este păguboasă. Corect, corect. De ce nu conștientizează faptul că, până la urmă, un turist mulțumit e probabil să-ți facă reclamă, pe când un turist nemulțumit, cu siguranță, îți va face reclamă negativă? Aici, vedeți, eu nu aș putea să răspund în locul unui hotelier, care este planul lui, care este gândirea lui, dar în cert mod, cert este o gândire greșită, apelând la niște tertipuri pentru a atrage o singură dată un turist și după care să nu te mai intereseze. Deci dacă ai reușit să-l atragi, asta înseamnă că a venit la tine și nu-i dai atenție, nu-i dai serviciile cum trebuie, nu respecti serviciile promise sau trecute în ofertă. Asta înseamnă că, nu știu, e o gândire destul de sinucigașă. Cum ne-ar privi sau cum ne privesc turiștii străini în acest context? În care văd că ceea ce li s-a promis este departe de ceea ce găsesc la fața locului. Da, cu neîncredere. Vă dați seama că noi avem cazul de genul ăsta și aici vorbim acum de turiști, dar dacă lucrăm cu agenție de turiști din afară, din străinătate, care aduce turiști, turiștii merg și fac reclamații acolo, este foarte greu să le promit, să le... N-ai cu ce să garantezi agenții de turiști că în viitor nu se va întâmpla. Și nici în România nu avem cum să garantăm un hotel să răzgândește sau un hotel face ceva care să nu mai corespundă cerințelor turiștilor și după care tot noi suntem de vină. Da, și în acest context și hotelierii care pun accent până la urmă pe calitatea serviciilor și oferă ceea ce cu adevărat promit, au de suferit din cauza celor care îi îndepărtează pe acești turiști străini și astfel vedem numărul turiștilor străini scade, numărul de noptări scade și nu mai putem miza până la urmă pe turism. Da. Oricum, în acest moment, eu spun că turismul are o pondere mult mai mică decât potențialul pe care l-ar avea la dezvoltarea economică a României. Bineînțeles, este foarte mică. La nivel mondial, să știți că din fiecare 11 muncitori angajat, unul lucrează în turism. Da, iată, așa este. Vă mulțumim mult, domnule Bicfalvi. Continuăm cu știrile pe scurt, din care vom afla ce sumă a împrumutat România de pe piețele internaționale, dar și ce urmărește delegația FMI care a sosit astăzi la București.
Ministerul Finanțelor Publice a împrumutat ieri 500 de milioane de euro de pe piețele externe de capital prin redeschiderea emisiunii lansată în data de 12 septembrie 2013. Tranzacția a fost realizată la un randament de 4,15%, în scădere cu 61 de puncte procentuale față de randamentul inițial de 4,76%. Chiar și în contextul scăderii randamentului oferit de statul român investitorilor, oferta a fost suprasubscrisă de aproximativ 5 ori. La începutul lunii septembrie, Finanțele Publice au împrumutat pe piața externă 1,5 miliarde de euro, la un randament de 4,76%. Experții Fondului Monetar Internațional au început astăzi prima evaluare a noului acord cu România. Primele întâlniri sunt programate la reprezentanții Ministerului Finanțelor și Banca Națională a României. La finanțe, discuțiile se vor axa pe execuția bugetară pe trimestrul 3 din 2013 și ultimele date privind arieratele, iar întâlnirea cu reprezentanții BNR va viza datele privind balanța comercială a României, contul curent, precum și pe ultimele date și estimări privind investițiile străine directe. Delegația Fondului Monetar Internațional se va afla la București în perioada 22 octombrie-5 noiembrie 2013 pentru discuții privind evaluarea acordului stand-by cu România. Bordul Fondului Monetar Internațional a aprobat pe 27 septembrie scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române pentru încheierea unui nou acord de tip preventiv în valoare de aproximativ 2 miliarde de euro pentru o perioadă de 2 ani, la care se adaugă alte 2 miliarde de euro de la Comisia Europeană. Comisia Europeană va hotărâ astăzi dacă va impune o taxă suplimentară importurilor de bioetanol din Argentina și Indonezia. Potrivit propunerii anunțate acum 2 săptămâni, biodieselul din aceste țări ar urma să fie taxat cu 22-25% în contextul în care acum importurile argentiniene sunt taxate cu 8%. Dacă taxa va fi adoptată, aceasta se va aplica începând cu 28 noiembrie, potrivit planurilor europene. Comisia Europeană și-a motivat propunerea acuzând cele două țări că practică prețuri neconcurențial de mici, afectând producătorii europeni, cu atât mai mult cu cât importurile de biodiesel din Argentina și Indonezia asigură în prezent aproximativ 90% din cantitatea importată de țările comunitare. Cele două țări vizate s-au revoltat împotriva acestei propuneri și au amenințat cu stoparea exporturilor către Uniunea Europeană. Cu aceste informații punem punct ediției de astăzi emisiunii Business Express. Ne vedem și mâine de la aceeași oră, pentru că doar aici banii vorbesc pe înțelesul tuturor.